Această seară am lăsat aici un spațiu mai mare, liber, am scos câteva rânduri, pentru că atunci când vom lăuda pe Dumnezeu, este bine să o facem liberi, fără nicio reținere. Și pentru toți cei care doresc să facă acest lucru împreună cu cei care sunt pe scenă, o să-i chemăm să vină aici în față, ca să lăudăm pe Dumnezeu, să fim mai aproape unii de alții. Este altceva când stai mai aproape de cei care cântă sau de cel care predică. Simți pulsul mult mai bine și te poți conecta mult mai bine. De aceea, în această seară, o să vă invit să citim un psalm care să ne motiveze pentru a lăuda pe Dumnezeu. Este o poruncă a Domnului să lăudăm pe Domnul. Și asta trebuie să o facem cu extravaganță, cu tot ce este în noi, cu toată puterea noastră, cu toată tăria noastră, cu toate instrumentele posibile care le avem sau la care știm să cântăm. Dar în același timp vreau să vă aduc aminte că timpul de laudă și închinare nu este doar pentru cei de pe scenă, ci este al nostru tuturor. Noi împreună cântăm, împreună lăudăm pe Dumnezeu, împreună ne rugăm. De aceea, în timp ce prima formație din această seară, formația de adolescenți, ne vor conduce în timp de laudă și închinare, îi invit să se pregătească pe scenă. Noi credem în această valoare a laudei și închinării și dorim să investim în copii, în tineri, care să crească în acest aspect, învățând să cânte, să laude pe Dumnezeu la un nivel cât se poate de ridicat și cu excelență, iar după aceea vom mai fi încă două formații care se vor schimba aici pe scenă ca să lăudăm pe Dumnezeu într-un mod diferit și să putem să slujim cât mai mulți în prezența Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș dori să ne uităm puțin la Psalmul 150, rog pe Alin să îl pună, și să-l citim cu toți împreună. Vă uitați pe ecran și îl citim cu toți împreună. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt. Lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L pentru după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță. Lăudați-L cu lăuta și cu arfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri. Lăudați-L cântând cu instrumente, cu cor și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare, tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul, amin. De aceea, timpul de laudă este mai gălăgios, este biblic, da? Am citit ce înseamnă timpul de laudă, la timpul de laudă nu stăm în meditație. Haideți, vă rog, toți cei care doriți să veniți în față, tinerii, veniți să lăudăm pe Dumnezeu împreună, să încurajăm pe cei care ne conduc laudă și închinare și împreună să lăudăm pe Dumnezeu, în timp ce facem o rugăciune de binecuvântare și îl onorăm fiecare pe Dumnezeu. Haideți să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru seara aceasta, să cerem binecuvântarea Domnului peste ce se va întâmpla aici și vreau să vă invit în față, dragilor, veniți să lăudați pe Domnul cu curaj, cu îndrăzneală, umpleți acest loc aici, da? Nu stați, tinerii, copii, care mai sunt, veniți în față. Haideți, acum puteți să veniți. Ok. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru această seară, Doamne, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule meu, că avem această oportunitate să venim împreună, ca și biserică, să lăudăm numele Tău, să ne închinăm înaintea Ta. Mă rog, Doamne, ca în această seară să-ți revești prezența peste viețile noastre. Dorim ca în această seară să ne conectăm cu Duhul Tău ce sunt. Dorim, Doamne, să experimentăm prezența Ta și lucrarea Duhul Tău ce sunt să se facă în viața noastră. Doamne, vindecă Tu inimi în această seară, vindecă Tu trupuri, Doamne, vindecă ființele noastre, Doamne, transformă-ne Tu, Doamne. Știm că în prezența Ta suntem schimbați și transformați. Nu dorim să concertăm, nu dorim să performăm, ci vrem să înălțăm numele Tău. De aceea Te binecuvântăm, Te onorăm și Te glorificăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Haideți să lăudăm pe Domnul! Thank you.
to wait, Daddy, Daddy, come. Yeah, tu ti eram, dar m-a găsit de moarte, m-a scăpat. Har m-a învățat s-o rup cu orice rău. Ce scum e azi tot harul dat, trăiesc prin el mereu. M-ai salvat, m-ai scăpat de moarte. Aleluia, îi voi cânta, neîncetat. Aleluia, m-ai salvat, m-ai scăpat de moarte. Minunilor ești.
răspunde din plin. Tu ești Domnul minunilor, ție închid. Mânt și mare te ascultă, Iisuse, și toți demonii fug. Azi m-ai atins și ai suflat peste mine și a căzut orice jug. Ocrotitor, tu m-ai condus când nu pot și dor. Tu ești lumina când nu văd nimic. Tu îmi dai pace și sunt liniștit. Tu ești Iisus, Domn și Împărat. Tu ții în mână tot ce ai creat. Tu ești izvorul strângând sufla și viața și lumești, tu domnești. Tu ești Iisus, ocrotitor, tu m-ai condus când în foc și nor. Tu ești lumina când nu văd nimic. Tu dai pace și sunt liniștit. Tu ești Iisus, Domn și Împărat. Tu ții în mână tot ce ai creat. Tu ești izvorul strângă sursa și viața și vezi tu domnești. Domnul minunilor e. Nu-n altcineva. Tu mă scapi, tu mă ridici, tu ții un palme viața mea. Chiar și atunci când este greu, mâna ta e asupra mea. Tu ești creatorul meu, despre tine voi cânta. Pe stâncă și sunt fericit. În tine, Doamne, ca și moartea-n biruit. Numai Tu ești comoara mea. Și oriunde eu aș merge, Tu vei fi lumina mea. Numai Tu ești Dumnezeul meu. Mă ridici, mă iubești și ești ajutorul meu. Eu mă-ncred în tine, nu-n altcineva. Tu mă scapi, tu mă ridici, tu ții în palme viața mea. Chiar și atunci când este greu, mâna ta e asupra mea. Tu ești creatorul meu, despre tine voi cânta. Și sunt fericit. În tine, Doamne, ca și moartea-n biruit. Numai Tu ești comoara mea. Și oriunde eu aș merge, Tu vei fi lumina mea. Numai Tu ești Dumnezeul meu. Mă ridici, mă iubești și ești ajutorul meu. Numai Tu ești comoara mea. Și oriunde eu aș merge, Tu vei fi lumina mea. Numai Tu ești Dumnezeul meu. Mă ridici, mă iubești și ești ajutorul meu. La hala,
Havane, 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 Sfânta lui Israel. Haideți, lăudați cu toții pe Dumnezeul Sfânta lui Israel. Ridică-ți mâinile și cântă-ți 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 ridică. Ridică-ți mâinile și cântă-ți. Slavă Domnului pentru ceea ce talent are Biserica Agape, da? Pentru cei care sunt aici, Dumnezeu să-i binecuvinteze, îi încurajăm să continue să laude pe Domn, să crească și le mulțumim pentru slujirea voastră. Domnul să vă binecuvinteze. Ruben, vreau să vii puțin în față. Aici, așa puțin. Ruben este un tânăr căsătorit care are își dedică din timpul lui ca să învețe pe acești tineri să cânte și face o treabă grozavă și pe această cale vrem să-i mulțumim. Dumnezeu să-l răsplătească că o face voluntar, benevol. Și pe el și pe Iulie mulțumim că vă implicați ca acești tineri să progreseze. Fii binecuvântat, Ruben. Ok, până când se va pregăti următoarea formație, Andrei, puteți să vă ocupați locurile. Aș vrea câteva cuvinte să vă spun despre ce înseamnă beneficiile închinării congregaționale, închinarea corporativă ca și echipă, ca și biserică împreună, ca și trupa lui Hristos, ca și slujitor, ca și frați și surori, vizitatori care suntem, ce înseamnă să lăudăm pe Dumnezeu împreună, de ce facem lucrul acesta. Sunt multe întrebări, mulți întreabă de ce atâta închinare, de ce atâta timp dedicat pentru acest lucru în timpul programului de biserică. Noi dedicăm un timp destul de mult acestui aspect, acestui lucru. Dar care este motivul pentru care facem acest lucru? Și vreau să vă spun că sunt trei aspecte. În primul rând, aspectul vertical al închinării, da? Între noi și Dumnezeu. Nivelul la care închinătorul comunică cu Domnul. Există apoi nivelul sau aspectul orizontal al închinării. Nivelul la care fiecare închinător comunică cu ceilalți din adunare. Apoi există aspectul interior al închinării, acolo unde fiecare închinător este afectat în mod personal de serviciul de închinare. Și câteva lucruri aș dori să vă spun despre aspectul vertical. Scopul primordial al închinării noastre este să-i slujim Domnului. Noi când ne adunăm aici și cântăm și lăudăm pe Dumnezeu, este că vrem să-L glorificăm pe Dumnezeu. Nu este ca noi să ne simțim bine, ci să-L binecuvântăm pe El. Și lucrul acesta trebuie să o facem dezinteresat, adică să nu ne intereseze ce îmi dă mie Dumnezeu că eu fac lucrul ăsta. Deci nu trebuie să-L binecuvântăm pe Dumnezeu ca El să ne binecuvinteze pe noi. Automat, vreau să vă spun că atunci când îl binecuvintezi pe Dumnezeu, la rândul tău ești binecuvântat. Dar nu trebuie să avem o atitudine în care îl laud pe Dumnezeu cu o condiție, dacă mă binecuvintează și El pe mine. Ci invers, să o facem pentru că dorim să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, indiferent dacă simțim ceva sau nu simțim, dacă primim sau nu primim. Nu contează, noi îl lăudăm pe Dumnezeu. Apoi, serviciul de închinare
nu este timpul dedicat pentru mine însumi. Nu este un timp în care mă preocupă cum mă simt eu, ce primesc eu, cum simt eu, care e starea mea. Ci timpul de închinare ar trebui să fie pentru Dumnezeu. Preocupați să-L onorăm pe Dumnezeu. Mulți credincioși vin și doar ei vor să primească. Să primească rugăciune, să primească încurajare, să primească vindecare, să primească finanțe, să primească de toate. Dar prea puțin poate vin cu o inimă în care să dăruiască. Ăsta este timpul în care noi dăruim lui Dumnezeu, îi dăruim laudă, îi dăruim închinare, cinste, onoare, El merită toate aceste lucruri. Există și anumiți factori externi care poate să ne distragă atenția de la acest aspect al închinării. Vedeți, de-a lungul anilor, tot timpul, unii comentează, este prea tare muzica, alții, liderul de închinare a cântat o melodie care nu mi-a plăcut-o. Eu știu cum s-a închinat o soră sau un frate, cum s-a manifestat și m-a deranjat. Aceste aspecte au doar rolul să vă distragă atenția de la adevărata închinare. Atunci când venim în prezența lui Dumnezeu, ar trebui să ne conectăm noi cu Dumnezeu și să nu ne intereseze ce se întâmplă în jurul nostru. Astea sunt doar lucruri care diavolul încearcă să-ți distragă atenția de la focalizarea și de la ceea ce se întâmplă în domeniul închinării între tine și Dumnezeu prin tot felul de aspecte exterioare. Haideți să nu mai uităm la aceste lucruri, chiar dacă sunt greșeli, chiar dacă este mai tare puțin pentru unii, chiar dacă este prea încet pentru alții. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu și să ne focalizăm pe Dumnezeu. De asemenea, un alt lucru, ne închinăm pentru a conștientiza mai bine prezența manifestată a lui Dumnezeu. Atunci când noi ne închinăm, prezența lui Dumnezeu se manifestă în mijlocul nostru. Și această prezență se manifestă în diferite feluri. Sunt mai multe nivele de manifestare a prezenței lui Dumnezeu. Și asta nu depinde doar de Dumnezeu, ci în mare parte depinde de noi, de atitudinea inimii noastre. Noi putem să, prin închinarea noastră, prin foamea noastră după Dumnezeu, nu-l putem manipula pe Dumnezeu. Dumnezeu, din dragoste pentru noi, își manifestă prezența în locul în care El este lăudat și în care se laudă numele Lui. De asemenea, prezența lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, puterea Lui este demonstrată. De aceea se întâmplă multe lucruri în timpul laudei și închinării, pentru că puterea lui Dumnezeu este demonstrată. Mulți oameni sunt atinși într-un mod deosebit în viața lor, în inima lor. Unii primesc eliberare, alții primesc vindecare, alții simt pacea lui Dumnezeu, plinătatea Duhului Sfânt și multe alte aspecte se întâmplă în timpul de închinare. De aceea este foarte important cu ce atitudine venim noi înaintea lui Dumnezeu. Poate sunt lucruri cu care te confrunți de ani și ani de zile, poate sunt răspunsuri pe care le aștepți de ani și ani de zile. Într-o secundă Dumnezeu poate să-ți rezolve problema, într-o secundă Dumnezeu poate să te vindece, într-o secundă Dumnezeu poate să te atingă când tu ești pregătit și te-ai apropiat de El. De aceea este foarte importantă atitudinea noastră. Un alt lucru ce se întâmplă în timpul închinării este că timpul de închinare asigură o atmosferă pentru manifestarea darurilor Duhului Sfânt și diferitelor slujiri spirituale. Serviciul de închinare favorizează acest lucru, funcționarea darurilor Duhului Sfânt. Noi, cum am spus, nu-L putem flata pe Dumnezeu pentru că noi ne-am închinat, Doamne, acum e partea Ta. Dar totuși este o cale sau un drum sau un proces. De ce n-ați auzit la timpul de biserică, programele de biserică, primul minut când se ia microfonul să vină o profeție? Mai rar se întâmplă acest lucru, nu? Dar după ce trece un timp în care noi ne debarasăm de gândurile noastre, de problemele de acasă, de probleme de la serviciu, când noi cântăm și declarăm minunile Lui, ne concentrăm la cuvintele care le cântăm, începem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să pătrundem, să mergem profund, adânc. La un moment dat, în timpul închinării, sunt momente în care darurile Duhului Sfânt iau acțiune. Și poate vine un cuvânt profetic, un cuvânt de încurajare, un moment de slujire, de rugăciune unii pentru alții. Sunt lucruri la care trebuie să ajungi, trebuie să faci ceva, trebuie să-ți dorești lucrurile astea. Nu doar așa, pur și simplu, am intrat în biserică și se întâmplă. Dumnezeu este prezent pretutindeni tot timpul.
dar manifestarea prezenței Lui se face în diferite feluri și la diferite nivele. Noi putem să gustăm din Dumnezeu dacă atitudinea noastră este gata să laude, gata să se închine. Nu mai vorbesc în continuare de acele alte aspecte orizontale, când se creează unitate în trupul lui Hristos. Ne putem sluji unii altora, putem să declarăm laudele Lui, lauda și închinarea ne ajută să ne exprimăm cu voce tare dragostea pentru Dumnezeu sau să rostim ceea ce face Dumnezeu. Poate dacă vă dau microfonul la mulți dintre dumneavoastră, vă este greu să vă rugați cu voce tare sau să spuneți, să mărturisiți pe Iisus Hristos cu voce tare, da? Dar atunci când cântăm cu toți împreună, este un moment în care poți să declar cu voce tare lucrurile astea. Toate aceste lucruri sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu și avem versete biblice, dar din cauza timpului doar doresc acum, haideți să ne conectăm cu Dumnezeu, haideți să lăudăm cu toată ființa, să căutăm să ajungem în acea atmosferă în care darurile Duhului Sfânt să se manifeste. Vrem să plecăm schimbați din locul acesta. Nu vreau să plec doar cum am venit, vreau să plec schimbat. Mai vrea cineva să plece schimbat, atins de Dumnezeu, transformat, vindecat, eliberat? Haideți cu toți să ne ridicăm picioare. Încă o dată, toți cei care doriți să veniți aici în față, să lăudăm pe Dumnezeu împreună.
hrana de laudă, când pe cor e, când pe slavă. Îmi dacă hrana de laudă, când pe cor e, când pe slavă. Tu ești om peste orice zi, tu ești om peste veșnicii, tu ești om peste orice om. Iisus de tu ești om, tu ești om peste viața mea. La
picioarele ta când rostim numele tău. Tot ce-ai creat în splendoare astăzi, eu veșnic mă închid și îți dau laudă. Prin tine exist și prin haina sună. Și prin harul tău sunt eu sunt.
ci prin harul tău sfânt eu sunt. Datorită ție viața mea are sens, datorită ție pot acum să trăiesc. Datorită ție viața mea are sens, datorită ție pot acum să trăiesc. Datorită ție viața mea are sens, datorită ție pot acum să trăiesc. Datorită ție viața mea are sens, datorită ție pot acum să trăiesc. Iisus, 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 în tine eu exist. În aceste momente este prezența lui Dumnezeu de dedicare. Cred că este un moment în care mulți pot veni în față să-și relege relația cu Dumnezeu, un moment de dedicare, un moment de, în care îți proșterni mai înaintea lui Dumnezeu, în care vii și îi dai Dumnezeu orice povară. Te sunt între noi oameni care sunt împovărați într-un fel sau altul, sau care pur și simplu vor să-și dedice mai mult viața ca Dumnezeu să lucreze. Păstrăm acest ritm al acestei melodii și acestei lucrări. Am vrea să dăm posibilitatea, tineri sau în vârstă, nu contează, așa cum avem tineri aceștia în față, toți care aveți nevoie, toți care simțiți nevoie să intrați într-o profunzime cu Domnul în momentele acestea. Stați în intimitate cu Dumnezeu. Aici în față, acolo pe scaune. Eu să închizi ochii și intră într-o meditare cu Dumnezeu. Dă-i voie lui Dumnezeu să lucreze. Dincolo de muzică, dincolo de acest lucru, este un moment, este un moment în care Dumnezeu dorește ca biserica lui să fie aprinsă mai mult, dorește ceva mai mult, mai profund, mult mai profund în inima ta. Poate sunt blocaje care le poți spune: Doamne, am un blocaj, am o durere în inima mea încă nerezolvată. Încă în anumite domenii parcă am o mărăciune, poate în alt domeniu am neiertare, poate în alt domeniu sunt promisiuni pe care nu le văd și parcă inima mea a ajuns să fie frustrată, să fie amărâtă. Doamne, când? Doamne, când? Noi toți ne punem întrebarea: Doamne, când? Este un moment să-i spui Domnului: Doamne, când? Dar indiferent când va fi cândul acela, aleg astăzi să spun că Tu știi mai bine ce trebuie să faci. Aleg astăzi să intru în voia Ta, în destinul Tău. Doamne, proclam această ungere a dragostei Tare, Doamne, peste biserica Ta din locul acesta, peste fiecare suflet care vrea să intre în profunzimea relației cu Tine, și orice blocaj, să fie dată la o parte în numele lui Iisus Hristos. Chemăm numele Dumnezeului Celui Viu peste fiecare dintre noi, peste fiecare dintre noi. Proclam această ungere a vindecării interioare, profunde, în relația cu Dumnezeu. Orice spirit de înșelăciune, orice spirit de minciună, orice spirit de amăgire, de amărăciune din inima noastră, să plece în numele lui Iisus Hristos. Doamne, restaurează relații, Doamne. Orice blocaj la nivel relațional între frați să dispară în numele lui Iisus. Mă rog să ridice orice povară de peste inima fiecăruia care este aici în numele lui Iisus. În relația lui
cu familia lui, în relația cu biserica, în relație cu cei din jurul lor. Dacă te simți liber, laudă-L pe Domnul în continuare și te rog, respectă-L pe cel care plânge, respectă-L pe cel care stă în intimitate cu Domnul și nu-L deranja. Laudă-L pe Domnul în continuare și ai cuvinte de glorificare la adresa lui Dumnezeu. Dacă te simți liber, mulțumește sau chiar roagă-te pentru cei care sunt într-o intimitate să spune: Doamne, te rog să te atingi de ei, așa cum eu am libertate, cum eu mă simt bine acum. Vreau ca și fratele meu și sora mea din locul acesta să simt atingerea ta. Poate chiar este un moment în care în unitatea bisericii Dumnezeu dorește chiar să ne rugăm unii pentru alții. Poate te poți duce lângă celălalt care stă în intimitate cu Dumnezeu, să rogi pentru el ca Dumnezeu să vindece, să tămăduiască, să elibereze. Și vrea să fim sensibili cu cel de lângă noi. Fiți, vă rog, sensibili atunci când dai și primești. Cu cât dai mai mult, cu atât vei primi mai mult. Desfundă această conductă și roagă-te pentru cel de lângă tine. Roagă-te pentru cei de care sunt în jurul tău și spune: Doamne, vreau ca ei să fie fericiți. Vreau ca tot ceea ce diavolul le-a furat de-a lungul vieții să fie adus înapoi. Vreau ca ei să intre în destinul și în scopul lor pentru generația aceasta, pentru timpul acesta. Ești cu soția, cu soțul lângă tine, rugați-vă unii pentru alții. Este un moment în care să cereți ca destinul să intre în familia voastră, în viața voastră familiară, copiii voștri să intre în scopul și în destinul pe care Dumnezeu l-a creionat încă din veșnicii pentru el și să, nimic să nu piardă copiii voștri. Rugați-vă pentru inima lor să nu fie atrasă de orice răutate a lumii acestea sau de orice surogat, ca ei să piardă acest destin, aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le-a creionat încă din veșnicii pentru ei. Curzi, Dumnezeule, Doamne, peste gura fraților mei, Doamne, curzi, Dumnezeu, peste gura fiecăruia, peste inima fiecăruia, Doamne, și adu această stare, această stare de unitate în rugăciune, Doamne. Unii pentru alții, unii pentru alții. Zidiți-vă unii pentru alții. Mângâiați-vă, sfătuiți-vă, rugați-vă, întăriți-vă unii pe alții. Faceți bine unul altuia. Biruiți răul prin bine. Doamne, mă rog ca buzele fraților mei să aducă cuvinte de binecuvântare, cuvinte de zidire, cuvinte de înălțare. Unge, Doamne, unge, Doamne, unge orice inimă, Doamne, care se roagă, care meditează, orice inimă, Doamne, să fie, Dumnezeule, eliberată de orice povară, de orice lucrare a celui rău, Doamne. Și mă rog ca fiecare să poată intra în lărgimea, în lărgimea. Doamne, lărgește, lărgește aria fiecăruia, Doamne, în umblarea cu Tine, Doamne. Să vedem ungerea ta peste biserica ta. Vindecă, vindecă orice inimă zdrobită, orice stare, Dumnezeule, Doamne, nedumnezeiască din inima oamenilor să fie ridicată în momentul ăsta. Vino, Duhule Sfânt, vino și suflă Tu, suflă Tu, Doamne. Doamne, Tu ne-ai creat, Doamne, și suflarea gurii Tale ne-a dat viață. Mă rog ca suflarea gurii lui Dumnezeu să sufle peste fiecare ființă care este în locul acesta, să o trezească la viață, să o aducă la o viață profundă, profundă. De aceea suflarea lui Dumnezeu să sufle peste fiecare inimă de aici.
Oh,
această atmosferă în timp ce schimbăm garnitura, continuăm să stăm în prezența Domnului, continuăm să lăudăm pe Dumnezeu. Ați obosit? În prezența lui Dumnezeu este ușurare, este pace, este liniște, este încărcare duhovnicească, amin? Continuăm să lăudăm pe Dumnezeu, continuăm să ne dedicăm inimile noastre, continuăm să ne lăsăm călăuziți la dispoziția lui Dumnezeu prin Duhul Său ce Sfânt.
împărăția ta. Împărăția ta să vină. Să vină. Și voia ta la fel. Și voia ta la fel. Pe pământ ca și în cer. Pe pământ ca în cer. Lasă voia ta. Lasă voia ta să vină acum. Să vină acum. Vrem ca voia Tatălui din cer, așa cum este, să fie făcută și în viața noastră, și pe pământ, și biserica noastră, și familia noastră. Vrem voia ta, voia ta. Onoarea ta este gloria.
este același ieri, azi și în veci. Doamne, Tu ai puterea să rupi jugul. Tu ai puterea, Doamne, să-i liberezi. Tu ai puterea să vindești, Doamne. Doar a Ta este puterea în cer și pe pământ, Doamne. Chiar dacă diavolul încearcă să ne minte, chiar dacă diavolul încearcă să ne minte, el nu are nicio putere asupra noastră. Căci Tu ești Domnul, noi suntem ai Tăi, o Iisus! Declarăm, Doamne, că a Ta este puterea. Stricăm și spunem, a Ta este puterea. Oh, a Ta este puterea, Iisus. Doamne, știm că atunci când stricăm, lăudat să fie Domnul, suntem izbăviți de vrăjmașii noștri. Haideți să stricăm, să stricăm, lăudat să fie Domnul. Doamne, puterea și slava și gloria Ție ți-a fac, Iisus. O, Iisuse, legea Ta e puterea Ta, e onoarea Ta, este gloria. Vom lăuda și vom binecuvânta pe Dumnezeu, așa cum îngerii, cei 24 de bătrâni, neîncetat spun: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și ori de câte ori văd slava lui Dumnezeu, se minunează. Nu o să ne plictisim în cer, nu o să ne plictisim, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu creativ, un Dumnezeu care nu ne vom sătura să privim frumusețea slavei Sale. Continuăm în continuare. Să cântăm, să declarăm că El este vindecătorul nostru. El este salvatorul nostru. El este liberatorul nostru. Amin? Cred că în această seară, chiar dacă n-ai experimentat atingerea Lui în rugăciune, vei experimenta acum, în prezența Lui, când vei cânta din toată inima aceste locuri. Dumnezeu cântă în tine, cred că ești vindecătorul, cred că ești vindecătorul, cred că ești tot ce îmi doresc, cred că ești salvatorul. Salvatorul, cred că ești
să sper. Iisus ești tot ce vrea. Toate. Tine trec prin toate. Mi-atinge-ați inima, mi-atinge-ați inima. Căci în tine cred, în tine cred. Azi în tine cred, tine cred. Cred că ești, cred că ești. Salvator, cred că e Salvatorul. Salvator, cred că e mai mult decât poți să speri. Iisus, Iisus ești tot ce vrea. Da, cred că ești vindecătorul. Lumea mea, dar cu tine toate, cu tine
ce vrea. Iisus, ești tot ce vrea. Iisus, ești tot ce vrea. Această seară s-a auzit sunetul de laudă triumfător. Cred că în această seară am cântat cântecul de laudă izbăvitor, cântecul de laudă vindecător. Dumnezeu a auzit lauda noastră, Dumnezeu a auzit închinarea noastră. Haideți în continuare să facem ca acest sunet să se înalțe, să se înalțe tot mai sus. Ce se va trezi, se va ridica. Acum este timpul ca tu să fii înălțat. În veci, în veci noi îți vom declara dragostea. Ce se compară cu dragostea ta. Acum este timpul ca tu să fii înălțat. Te lăudăm! Te lăudăm! Noi vom cânta Iisus, gloria ta. În veci, în veci, nume minunat, nume minunat. Tu ești înălțat. În veci, în veci. Unei națiuni ce se va trezi, se va ridica. Acum este timpul ca tu să fii înălțat. În veci noi îți vom declara dragostea. Ce se compară cu gloria ta. Acum este timpul ca tu să fii înălțat. Te lăudăm! Te lăudăm! Te lăudăm, te lăudăm. Te lăudăm. Numele, noi vom cânta Iisus, gloria mea. În veci,
Împreună. Câți bărbați sunt în sala asta? Să-i auzi? Toți tinerii și bărbații vom cânta împreună. Și anume: deschide-mi ochii inimii, Doamne. Bărbații: deschide-mi ochii inimii, Doamne. Hai, bărbați! Deschide. Sună bine corul de bărbați din Biserica Agape. Doamne, în continuare. Deschide-mi ochii inimii, Doamne. Deschide-mi ochii inimii, Doamne. Deschide-mi
Deschide-mi ochii inimii, Doamne. Deschide-mi ochii inimii, Doamne. Toată bărbați. Deschide-mi ochii inimii, Doamne. Deschide-mi. Și acum îți zic ceva, Doamne, în seara asta. Dragi bărbați, ne facem. În timp ce bărbații vor cânta ce am cântat mai devreme, femeile, surorile vor răspunde, vreau să te văd. Cam așa. Deschide-mi ochii inimii, Doamne, vreau să te văd. Poate, da? Vreau să te văd. Deschide-mi ochii inimii, Doamne, vreau să te văd. Împreună, bărbați cu surori. Vreau să te văd. Deschide-mi ochii inimii, Doamne, vreau să te văd. Deschide-mi ochii inimii, Doamne, deschide-mi ochii inimii, Doamne, vreau să te văd. Deschide-mi, haideți împreună. M-am pierdut. Deschide-mi ochii inimii, Doamne, vreau să te văd. Deschide-mi ochii inimii, Doamne, vreau să te văd. Deschide-mi pe tine, Domn și Lăța. Pe tine, Domn și strălucind în lata glorie, revarsă-ți puterea aici, că-ți tu ești. Pe tine, Domn și mâna. Pe tine, Domn și mâna ta, strălucind în lata glorie, revarsă-ți puterea aici, că-ți tu ești. Că-ți tu ești. El este sfânt. Pentru cei care s-au botezat astăzi, care e cea mai importantă zi din viața voastră? Astăzi este o zi măreață. Ne aducem aminte cu toții când am pășit în apa botezului sau când am făcut legământ cu Iisus Hristos. Eu cred că este cea mai minunată zi din viața noastră. Amin? Și ne-ai salvat. Să cântăm, Iisus este viu. Crucea! Crucea și mormântul gol sunt dovada că ai câștigat. Să cântăm, Iisus este viu. El e viu. Oh, mare zi, mare zi, păcatul mi-ai spălat. Oh, mare zi, mare zi, pe veci m-ai transformat. Pe veci m-ai transformat. Pot să stau în locul sfânt, voi putea fața să-ți privesc. Sunt al tău, Iisus, ești al meu. Suferința ai zdrobit. Suferința ai zdrobit. Să-mi dai pacea fără de sfârșit. Celebrăm, Iisus este viu. E viu. Oh, mare zi, mare zi, păcatul mi-ai spălat. Oh, mare zi, mare zi, pe veci m-ai transformat. Oh, mare zi, mare zi, păcatul mi-ai spălat. Oh, mare zi, mare zi, pe veci m-ai transformat.
zi. Când mai am ajuns la finalul unei seri în care I'm
duhovnicească când este inspirată de Duhul din popor. Nu trebuie să fie un lider de închinare, nu trebuie să fie o echipă de închinare, ci Duhul Sfânt este liderul de închinare. Amin. Hai o melodie bonus în seara asta. Liber Jesus.
vremea. Amin, vremuri din urmă. Să vină vremea încât să abia așteptăm să fugim la casa Domnului, cum zice psalmistul. Alerg spre casa, spre templul tău, să mă bucur, să mă minunez de frumusețea ta. Fiți binecuvântați, o seară plăcută și păstrați-vă entuziasmul și pentru duminică dimineața și pentru fiecare zi la casa de rugăciune. Amin. Fiți binecuvântați, Domnul să vă binecuvinteze pe toți.